vorbi despre limba în care gândești, a gândi, gândire, nu se poate face decât numai într-o limbă. În cazul nostru, a vorbi despre limba română este ca o duminică. Ce patrie minunată este această limbă! Trăiesc la un pas de România, măsurat uneori în câțiva kilometri sau cu o atingere de gând sau mai des cu o lacrimă de dor picurată pe sufletul însingurat. Pentru români, limba maternă este un act de identitate cu valabilitate eternă. În jurul României, ca de altfel în toată peninsula balcanică, trăiesc români, că li se spune într-un fel anume în țările împărțite de marile întâlniri diplomatice ale veacurilor trecute, că au pașapoarte care nu amintesc nimic de România, că au nume modificate sau scrise cu alte litere necunoscute graiului de acasă. Românii din jurul României poartă limba română ca singura dovadă de identitate și apartenență la un neam, la un spațiu, la o tradiție, de când se știu, cu fiecare fir de secundă trăită. Cred că aveam 6 ani, 7 ani, au venit niște prieteni de-ai bunicilor și au noptat la noi și vorbeau românește. Și mi s-a părut ciudat că bulgarii vorbesc românește. Asta a fost... Și ați întrebat ce se întâmplă? Nu, nu. Și când ați aflat că sunt români peste Dunăre? Asta am aflat, sigur, mult mai târziu. N-am luat foarte mult în seamă, dar... Imediat după 1990, mai precis în 1991, când am venit mai mult timp în Bulgaria, am cunoscut toată zbaterea pe care o aveau românii de aici, mai precis liderilor. Încercau să înființeze prima asociație legal constituită, persoană juridică, și aveau tot felul de probleme juridice și în 1992, în sfârșit, au obținut printr-o sentință dată de Curtea de la Sofia, au înființat prima asociație care se chema Asociația Vlahilor Românilor din Bulgaria. Era o mișcare foarte importantă cu foarte mulți cetățeni bulgari de origine română care activau acolo, era mult suflet. În perioada 41-44, Anton Golobeția, sociologul Anton Golopensia, a făcut un experiment intelectual și cultural unic, și anume identificarea românilor de dincolo de Bug. E prima dată când am avut acces acolo. Și românii. Materialele nu sunt nici până astăzi prelucrate de către specialiști în domeniu, dar mai a apărut și eu ce am citit ca o carte masivă, vreo 1500 de pagini, a doamnei profesor Golopensia de la Brown University, deși acum cred că e pensionară, fica lui. Și printre altele vorbește cu oameni din zona respectivă, chiar înspre Lugansk, Donetsk, undeva în Donbass. Vorbește cu ei și acel om spune, zice, ori dumneavoastră sunteți moldoveni, dar vorbea în grai, ori noi suntem români, că tare ghinii ne înțelegem la vorbă. Noi tot timpul ne-a spus în școală că am fost ocupați de către România și România a fost alături de Germania fascistă și în 22 iunie 1941 a atacat Uniunea Sovietică. Deci propaganda s-a început din grădiniță până la instituție. M-am născut în sudul Basarabiei și odată cu laptele mamei primele cuvinte le-am pronunțat în limba română și limba română pentru mine este limba maternă. Tatăl meu s-a născut în Bugeac, în raionul Arciz, de lângă Tatar Bunar. Și știți, până la 7 ani el nu știa altă limbă decât de limba bulgară. S-a dus în școală românească, a învățat în limba română,
7 clase românești a avut în perioada interbelică, învăța foarte bine, dar în perioada aceea 7 clase românești, tata tot timpul spunea că chiar socotea parcă ea avea o facultate. Școala în perioada interbelică românească a fost foarte puternică. Asta și m-a determinat dragostea față de limbă, de istorie. Mama mea n-a citit în limba moldovenească, în grafia chirilică. Citea numai cu litere latine. Și tatăl meu tot a învățat în perioada aceea. Și afară de asta, noi am învățat limba franceză, grafia latină. Știți unde am întâlnit la început dificultăți? Când se scrie Chi, Gheorghe, știți, acolo, în loc de Gheorghe, scriam la început George, nu-l puneam pe H-ul acela, litera H. Dar foarte repede, acolo a durat trecerea de la grafia chirilică la grafia latină, a fost foarte benefică și vreau să vă spun că au apărut interes de studierea limbii române în grafia latină și a rușilor. De acum, altfel în școală se uitau copiii la această disciplină. Fiindcă până atunci, ca și acum, acele școli care sunt în limba moldovenească, în grafia chirilică, mai ales pentru ruși, acolo dacă ai recitat o poezie pe de rost, gata, ai nota maximă, excelentă, spunea. Dar nu, nici nu avea habar despre ce recită poezia, care e sensul. Problema nu e a lui Iovcev, este a noastră, a românilor. Iar dacă iubești limba română, eu o iubesc foarte tare, atunci trebuie să recunoști, atunci, în aceste condiții, trebuie să recunoști un om care își pune viața și pieptul la bătaie într-o luptă foarte inegală, de nedreaptă, și atunci trebuie să-l sprijin. Profesorul Iovcev a fost acolo tot timpul, în prima linie și a luptat. Nu poți să fii indiferent și să treci peste asta fără să te preocupe ceea ce s-au făcut acolo. De altfel, poziția românilor, situația românilor din Transnistria este foarte grea, foarte grea cu tot ce înseamnă, să știe un lucru cunoscut și profesorul Iovcev descrie toate poveștile cum sunt. Ei sunt moldoveni, dar folosesc alfabetul chirilic, adică e exact experimentul care l-au făcut în Basarabia după anexare în 1812 și au continuat toți anii aceștia până în 1918, când se produce unirea, slavă Domnului, pe data de 27 martie. Deci iată câte probleme sunt înglobate aici și pe lângă aspectul uman, culoarea umană a lucrurilor, a peripețiilor, a destinului profesorului și așa mai departe, avem un întreg univers geopolitic. Pentru că rușii acționează acolo, deci nimeni nu mai are nicio iluzie că Transnistria ar fi un stat fondat acum și care dorește cu ușă. Aiurea, nu există lucrul acesta. De altfel, contradicțiile vin de la început. Oficial este Republica Moldovenească Nistreană. Bun. Dacă e Republica Moldovenească Nistreană, ar trebui ca limba vorbită, limba oficială, să fie limba moldovenească. Numai că nu este deloc și Rusia devine limba de comunicare socială comunitară în 99,99% din cazuri. Sigur că atunci când mănâncă ciorbă pot să vorbească acasă între ei limba română, dar alminter nu, e o limbă care nu prea se poate folosi. De aceea putem vorbi de eroism. Dincolo de Nistru și dincolo de Bug, avem români. Cei mai mulți din ei au suferit o deznaționalizare cruntă, cum e la Martinoșa Bunăoară, dincolo de Bug. Vorbesc limba română, dar o vorbesc numai în ogradă, o vorbesc ei între ei. Căsătoriile mixte cu ucrainieni, n-au școală, n-au ziare, n-au manuale, n-au televizor, n-au radio, n-au nimic. Cam asta e situația. Și mai e și o populație deprivată economică în care evident că supraviețuirea e de bază,
Deci cu atât mai mare sunt efort, mai, cu atât mai impresionante sunt eforturile lor de a se păstra cât pot. Uneori este dificil să-ți vorbești limba maternă într-o țară în care, potrivit legislației curente, nu existi ca minoritate. Este greu să rămâi român în marea gloată de limbi slave care ne înconjoară. Unii își pun viața în pericol vorbind în limba bunicilor, alții riscă să-și piardă locul de muncă, alții se pierd pe ei în tumultul vieții și își pierd din interese economice limba, identitatea, neamul. Să facem ceea ce trebuie, chiar pentru un singur român, atâta timp cât ei mai sunt acolo, până nu se pierd. Că avem problemele modernității, ca să-i spun așa, ale istoriei recente, plecări, emigrări motivate de lucru, căsătoriile mixte, toate problemele astea unei lumi contemporane, accesul la internet, care deja impune o altă cultură, care slavă Domnului că l-avem, dar asta nu înseamnă că nu prezintă și pericole. Adică există un bright net și există un dark net. Pentru asta trebuie să lucrez cu ele. Eu zic că până la urmă vom face câte ceva, dar indiferent care va fi rezultatul final, în joc este existența noastră și cunoașterea noastră. Pentru că, sau nu cunoașterea, să spun, identitatea noastră, pentru că oricum ne formăm, deja s-au născut mai mulți copii, nu știu în ce an, cred că în 2017, în afara granițelor României decât în România. Toate ele sunt acolo. Păi vedeți că e o problematică contemporană, că e o problemă a noastră, ca român, ca popor, ca neam, sigur că o avem. Și apropo, îmi vine asta, că de multe ori am fost mi s-a reproșat lucrul că aș fi naționalist. Nu, nu sunt naționalist. Nu suntem naționalist. Este avantajul nostru ca oameni să păstrăm lumea așa cum e, divers. Și a susține același lucru și dacă aș fi polonez sau finlandez sau argentinian sau ce vreți dumneavoastră. Deci e vroma de frumusețea lumii. Etnodiversitatea face parte din frumusețea lumii. Și atunci trebuie să ne facem și noi partea noastră și ce știu mai bine românii, că le vorbesc limba. Ce vrei să fac altceva? Mai sunt români în Bulgaria? Sunt. Sunt români în Bulgaria? Doar că în Bulgaria există un proces care încearcă, statul bulgar încearcă să aplice o devizare românului din Bulgaria în cele două zâchi neamuri, ceea ce nu este corect, vlahi și români. Spunând că vlahii, dacă nu au țară mamă în spate, nu sunt o minoritate, nu pot să fie o minoritate etnică. Atunci zic eu, să dea drepturile românilor care se numesc români să fie ei o minoritate. Să-și aibă reprezentant în conducere, în parlament, la primării, peste tot. Și foarte ușor cei care sunt duplicitari și spun că sunt vlahi vor reveni la întregul proces. Dar asta putem să o facem tot cu sprijinul de acasă și cu sprijinul populației în mare. Unitatea de neam este o metodă prin care se dovedește că acest neam este neam demn. Asta vor să facă. Vor să ne spargă, vor să ne dezbine. La început, cum a spus și Dan, când s-a registrat Asociația Vlahilor, era o bară între vlahi, scrie vlahilor românilor. Cu timpul și bara dispăru și cuvântul de român dispăru. De ce altele organizații nu se gândesc la viitorul nostru? Care este viitorul nostru? Copiii. Cum putem? Putem să revindecăm cultura, spiritul românesc numai prin școală. De fapt, ce se întâmplă? Ne-a tăiat școala, ne-a tăiat aripile. Ne-a tăiat istoria, ne taie rădăcinile. Noi devenim un popor al nimănui, care popor al nimănui se pare că la nimănui pasă
și în special nu le pasă celor care trebuie să primească voturi. Pentru că aici eu nu vreau să fiu rău, dar am primit răspunsuri din partea mai multor oameni prin care spuneau, păi câte voturi ne dați la alegeri? Voturile nu sunt prioritatea noastră. Și un singur român, dacă este pe lună, și acolo e România. Dincolo de Nistru, să fii român e uneori împotriva legii, a statului, a vremurilor. Să rămâi român este un act eroic de fiecare zi. Ion Iovcev, născut și crescut în limba română vorbită în sudul Basarabiei, a fost timp de 30 de ani directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol. O viață de om care a strâns în jur generații de tineri școliți în graiul românesc, uneori cu armă la tâmplă și nu este o figură de stil. Până la Lucian Blaga noi am avut multe de suferit și se vede că era prea mult întuneric și trebuia să vină lumină. În 1994 a fost prima dată distrusă această școală, dar în 1998 până în 2003 am avut posibilitate, un fel de document dat de așa numitul ministru al educației din Tiraspol, un fost prorector pe când eu învățam la institut, el mă cunoștea, găgăuz după naționalitate, Gădărje. Și el a venit la mine în 1998 și îmi spune direct, așa am intrat în cabinet, când am văzut că am intrat în birou, și că bună ziua, Ivan Vanci, așa cum se vorbește acolo, adică Iona lui Ion, da, eu vă ascult, lați loc. El îmi spune, zice că eu te știu, zice că eu am venit, măi, a început să vorbesc românești, știi? Eu te cunosc, a fost un student foarte, foarte bun și ai învățat în grafia chirilică și văd că ai și studii și tot, gata, îți ajungi să faci de cap, treci de partea noastră. Eu mă uit așa și zic, domnul Gădărge, da să fim serioși. Zic, dumneavoastră chiar credeți, îmi propunea și funcții și credeți chiar așa ușor să treci. Eu vă propun altceva. Zic, mai în glumă, mai în serios spun. Zic, domnul Gădărge, dumneavoastră sunteți găgăuți? Hai să facem altceva. Zic, dați să facem așa. Un bulgar și un găgăuț face o școală bună românească în Tiraspol. Dar el se uită la mine, zice că, a, da, de mână, s-a sculat, a ieșit pe ușă afară și peste 10 minute, dacă acolo sediul lor nu era departe, îmi sună de acolo. În limba rusă, zice că vă te deranjează de la Ministerul Educației. De urgență să mă duc acolo. Zic, oare ce am mai făcut? Mă duc, când mă uit, îmi dă ordinul, că îmi permite, îmi dă licență de activitate pe 5 ani. A luat asupra lui, clar că nelegitim, dar sub ocrotirea acestei hârtii am putut să activăm 5 ani. Eu vreau să vă spun că atunci am crescut până la 880 de copii. M-am extins în tot orașul. Aveam copii pe la multe, multe grădinițe. Și încă mă alimentau copiii noștri. Eram finanțați de la Chișinău, dar copiii claselor primare erau alimentați de Tiraspol. În 2003 vine un reprezentant de la Securitate, KGB, vine în cabinetul meu în luna, la sfârșitul mai și îmi spune, dacă tu continui să faci ce faci, ai să ai probleme mari. Peste 3 zile eu nimeresc în accident rutier. Tocmai de aceea, într-o vreme când vorba rostită pe alt mal de Nistru devine armă, cartea scrisă dărâmă ziduri și își clădește biblioteci de suflet. Mai multe ori am început să scriu această carte. Din tăi a fost în mintea mea. Eu pot acum să vorbesc fără carte, fără documente, pot să vă vorbesc nu pe an, dar pe luni ce s-a întâmplat pe parcursul a 3 decenii. Fiindcă cartea aceasta a fost scris nu cu peniță, nu cu pixul, dar a fost scris cu inima, din suflet și oricând când vorbesc în fața camerei de luat vederi, într-un fel oricare am emoții și nu de atâta că sunt în fața acestei camere, dar de atâta când povestesc, când lămuresc, când explic, eu retrăiesc aceste timpuri care au trecut 3 ani, aproape am lucrat asupra acestei cărți, am scris, dar n-am scris așa cu pixul, cum v-am spus, m-a ajutat foarte mult două doamne,
o jurnalistă din Republica Moldova care era pe timpul liceului în Anglia și doamna Irina Irini aici în București. Știți, această carte a fost scrisă ca și, așa, să compar ca mănăstirea lui Manole. Avea o povară pe suflet că nu a reușit să publice această carte și că de ani de zile se luptă cu împrejurările, cu circumstanțele și nu reușește să facă această carte. Au fost nu săptămâni, au fost luni de muncă și această muncă s-a desfășurat în timpul nopților în care stăteam de vorbă cu domnul Iovcev pe Messenger. Dumnealui îmi povestea, are un talent, o vocație de povestitor înnăscut, efectiv, este un povestitor din descendența lui Creangă, aș spune, un ca un bunic care mângâie sufletele copiilor, spunându-le povești la gura sobei. Asta era impresia mea. Această carte este o carte scrisă cu sânge, scrisă cu lacrimi și scrisă din disperarea românilor din acea zonă. E un strigăt, cartea e un strigăt. Nu e doar un act de credință, dar este un strigăt de disperare pe care românii de oriunde ar fi ei, chiar și din diaspora, ar trebui să-l audă și ar trebui să știe prin ce trec românii din stânga Nistrului, prin ce au trecut în lupta lor pentru limba română, pentru neamul lor, pentru felul lor de a fi și pentru a trăi în obârșia lor. Ceea ce mă impresionează, aș spune cel mai mult, este dragostea acestui tată și acestui bunic, ca să spun așa, pentru sufletul copilului. Pentru că el, când vorbește despre copil, despre copii, despre cei pe care i-a format, i-a apărat cu trupul lui și cu sângele lui și cu nopțile lui pierdute și cu viața pe care și-a pus-o în pericol clipă de clipă, când vorbește despre acești copii, este și mândru, este și bucuros și se vede că viața lui capătă un rost. El a trăit și trăiește în continuare, dar s-a întors acolo la școală. Trăiește pentru a crește și a forma acești copii frumos, cu frica lui Dumnezeu, cu bucuria vieții în priviri, cu încrederea că viața poate să fie frumoasă. El a dat din viața lui, a dat acestor copii, le-a dat încrederea și tăria lui și a vrut să-i îmbărbăteze tot timpul. Deci viața lui a fost și este viața acestor copii.